Astăzi sunt alături de Marian. Salut. Și de a lui BV, E91. Venim tocmai de la Sibiu, cei care ne știți așa, să ne vedem, suntem alături de el la Brașov. O să spun că este o onoare, pentru că și el se ocupă pe YouTube și așa, dacă tot am zis să-ți faci reclamă și așa. Da, dați-ne acolo un subscribe. O să postăm și noi acolo. Follow și pe Insta, pe vedeți, sunt destul de pe ecran. Ne găsiți peste tot. TikTok. OnlyFans. OnlyFans, avem și OnlyFans. Și acolo. Abonați-vă, e contul ieftin. Te rog să-mi povestești cum ai luat-o și ce motive ai. Da, deci teoretic mașina asta nici măcar nu era în plan. Eu am avut numai cupeuri și numai benzină. Și ca să înțelegi așa, mi-am luat un E46 cupe 3 litri benzină. După care la o săptămână, două, m-am dus să-mi fac primele modificări, evacuare, jante, etc. Și în timp ce montam evacuarea la un prieten bun de-al meu, la un service la Orzan, am primit un mesaj pe telefon că vine o surpriză. Și zic, bă, dacă vine surpriza asta atât de mare, trebuie altă mașină, că pe un aici să faci pe el. Și mi-am tot căutat mașini și nu știam, vreau să-mi iau Audi, vreau să-mi iau Passat, vreau să-mi iau așa, nu știu cum, nu știu ce. Gata, am terminat cu tuning-ul, am terminat cu modificări, am terminat cu tot. Acum familie, tralala și tralala. Zic, nu o să fac nimic, mașina rămâne stoc, nu schimb nimic la ea. Și am început așa, cu jante. Și zic, bă, e prea înaltă. Și am luat și o suspensie, și am pus și suspensie și după am început cu bară, cu interior, cu motor, cu turbine, cu etc. Până ajuns starea în care așa. Ca să înțelegi desenul de pe ea, l-am făcut la Woodworks. E un tip din Brașov, din Râșnov, care pune folie pe geamă și înfoliază mașini. Teoretic, designul e făcut de un băiat din America. Deci, ca să înțelegi, grafica e plătită undeva la 100 și un pic de dolari și ăla ți-o face doar pentru tine, atât. Adică s-a făcut-o și șterge absolut tot. Rămâne codul de culoare, rămâne al tău, totul rămâne absolut al tău. Așa, altceva, ce să spun despre motor, 2.0, 163 de cai, 270 cu soft, turbine hibride, intercooler, injectoare, mult fum, multă putere, bine, chietiță, da. Eu când m-am apucat să-mi fac softul, l-am făcut la BMW Works, în Brașov, turbina mi-am făcut-o la Jolt. Când mi-am făcut softul, mi s-a spus că, bă, la ce vrei tu să faci, o să ai probleme. Bă, asta e, cât fum poate să dea? Îmi asum, las să dea fum, că unde-i fum e și putere. Cum zic șmecherii, cum zic posesorii de BMW. Na, și altceva, bara M3 originală, lipul de la Bucovina Tuning, tijele de la Bucovina Tuning, gaierisirile de la Bucovina Tuning. În mare parte a fost vopsită de Adi, e un prieten de-al nostru, de la ADP Garage, parcă. Da, Adi de la ADP Garage și are el. El mi-a vopsit bara, el mi-a vopsit mai multe pe la mașină. El, în general, îmi vopsește la toate care le am. Și cam atâta. Suspensia e o suspensie MTS. E ceva de buget, trimisă la București la recondiționat. Cu toate că suspensia e nouă, am trimis-o la București, schimbă, nu știu ce chestii schimbă în ele și ți-o fac mult mai confortabilă, mult mai rigidă, depinde cum vrei tu. Arcurile sunt Dayback Proline și telescoapele sunt MTS, e făcute din bucăți. Adică toate piesele sunt cumpărate noi, făcute și ansamblate și făcut o singură suspensie care îți oferă confort, nu te zdruncină, nimic, e exact ce trebuie. Cum să am și până să ne apucăm de filmat, că lumea nu știe ce e cu Eurica. Da. Acolo depinde, mulți o folosesc la un scop, eu o folosesc ca să îmbrăcească intercoolerul. Ținând cont că grilele sunt foarte mici, nu prea ai mult aer. Și cam la asta, pentru asta am pus-o eu acolo. Adică nu e doar de design, adică dă și bine. Mai într-o pasăre, mai șobolan, șobolan, depinde ce agăți pe drum. Dar de ce n-ai pus două, spune-mi, că tot așa de aspect? Pentru că două are tot.
Ai dreptate. Aici are dreptate. Deci orice mașină... Nu, că a fost una. Deci orice mașină o vezi, are două. Una stânga, una dreaptă. Eu vreau să am doar una. Adică trebuie să fie ceva diferit de alții. Că nu trebuie să fie un designul pe spate. Nu mi-a fost suficient. Dar am vrut să fie un pic mai mult. Mulți mi-au pus întrebarea asta. De ce doar una și nu două? Păi, da, pare puțin complet așa. Părerea mea acum. Cum o văd eu, ne sunt prea mult în preajma ta și cunoscându-te și așa. Am văzut o poze și am văzut că cere doar una. Pentru că dacă te uiți la orice, la orice mașină care ți-a făcut chestia asta, chiar că e de design, chiar că e de orice ar fi ea, că e pus acolo, toți au două. Toți. Orice mașină are două. Nu sunt singur care am una. Ca să înțelegi că până acum, o perioadă de timp, aveam alt fix. Aveam o jantă de altă culoare. Sau o jantă diferită. Tot timpul am avut trei jante roșii și una neagră. Și mulți îmi dau, că mă, ce, iar ai făcut pană, iar cu roata de rând, nu, așa e roata. Da, asta... Asta mai fost un fix de-al meu. Acum am prezentat la el și am rămas fix, dar trebuie să am un lucru care să fie diferit. Chiar cu asta n-am, e prima oară. Cameramanul, al doilea cameraman, ia, ai întrebat. Dar cum să vorbești, adică totuși. Poți să suntem deschiși la orice, da. Adică suntem comunicativi. Crici, mă, că... Dar la interior, e făcut în Alcantara, făcut de mine. Alcantara originală, în performanță. Volanul vine fără padele, l-am adaptat noi, l-am făcut cu padele la Pentaworks, funcționale. Plafon în Alcantara, fețe de uși în Alcantara, muzică... Da, volanul e refăcut tot, în Alcantara și piele perforată. Și am adaptat noi padelele. Da. Plafonul la fel am făcut în Alcantara, centurile originale de M, cu gulițele roșii și albastre. E cam singur E91 cu centuri de M, adică costă mai mult centurile decât mașina. Multe de zis, dar... Pe viitor ce planuri mai ai? Soții? Sau... Pe viitor, momentan, mașina asta o să rămână așa, momentan. În plan sunt perne pentru ea, dar cum am un prieten care o vrea și mă gândesc eu vând lui, eu acum am luat un seria 5, un E39 pe care îl fac. Mă gândesc pe viitor să merg cu E39 ca proiect. Adică deja am două mașini ca proiect și la evenimente nu pot să merg cu două. Adică trebuie să găsesc unul care să-mi o ducă pe aia, și eu sunt cam fixist cu... Nu prea îmi place să dau mașini la o și cine și tot așa. Și mă gândesc pe asta să dau la unul care la fel e pasionat. Mi-a zis că o vrea, știu care mi-a vrea și eu să-mi termine 39. Cam ăsta ar fi ce văd eu pe viitor. Nu că mă interesezi pe mine, dar acum ai prețurile... Doar așa să avem de aduc. Bă, astea sunt lucruri care se zic în privat. Prețul e confidențial. Am zis că o dau la 2000 de euro. Îi dau etrieri și jantele, niște. Păi eu nu m-am nimic aducat. Nu mai vine nimic acum în minte. Mai dau 30 secunde. 30 mai secunde. 30 secunde. Am un pic asta pe podcast. Mă găsiți pe Facebook și pe Instagram. Pe YouTube la fel ne găsiți podcast. O să postez și acolo. Asta e cel mai important, dacă apăsați butonul ăla de subscribe și butonul ăla de clopoțel, vă promit că mi-au seria 6. Nu mă glumesc. Asta trebuie să o tai. Da. Am atât am avut. Să-mi te întrerup. Am atât de comunică. Bă, nu mai nimic, nu mai atât. Voi mai aveți ceva de adăugat? Băgăm un mec. Băgăm un mec. Păi, cam atât am avut de adăugat cât și eu și el. Vă lăsăm pe data viitoare, nu uitați să subscribe cât mie și lui. Vă găsiți în descriere și pe Instagram și pe internet ne dați un follow.
cam atât am avut de adăugat. Mai v-am lăsat, numai bine, ceau. Every week, man, talking like he on it, but at least it got him stuck in the ocean, in the boat, feeling seasick, never coma. Here go fish in the pool where the sharks at. Pretty God, you can swim fast, better start there right now. Right now, better go ahead and get to swimming. The wish of my intuition, the system to leave you living and get interested again. I've been breaking them off quick, dropping them off shit, but really, why are we talking? Tell me something that I don't know. Tired of bullshit. People seem to have a bolo. Don't you see I got the fam here? These are people that been rocking with me. Don't you ever come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin' with me.